Așa, dar începem cu casa alta. Deci, de la Șișel, de la bun început, că facem o lecție atât de frumoasă, de o să-i plac. Da? Cu asta se înceapă. Deci problema care? Problema 17, la pagina 148. 148. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, 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 C, B, 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 cu. Cu. A, B, egal cu A. A, B, egal cu A. M, N, P, R, S, T, U. M, virgulă, N, virgulă, P, virgulă, T. M, N, P, R, S, T, U. Mici placerului A, D, A, B. M, P, A, B. Mici pe A, D. A, D, A. N, P. N, P, A, B. A, B. P. P, P, B, prim, ce prim. B, prim, ce prim. R, P, ce prim, de prim. Ce prim, de prim. S, P, B, C. Da. Și T, P, de ce. Și T, P. De ce. De ce. În concluzie, să demonstrăm că mână cu R e de prunghi. Mână cu R, da. Da. Mână. F, R, pe dreptul, și F, S, perpendiculară ABC. F, S, S, perpendiculară ABC. O perpendiculară ABC și distanța de la planul P, S, N, la rătul M. Distanța de la planul P, S, N, la rătul M. S, R, T, M. Începem cu desenul. Tu ai desenul pe mine. Așa. Deci A, B, C, D. Și ridicăm pe următoare. ABCD, A prim, B prim, C prim, D prim, este cubul acesta, M, mijlocul lui AD, M, N al lui AB, P, P, B, B prim, C prim, B prim, C prim, mijlocul P, în R, B, C prim, D prim, C prim, D prim, deci R, S, B, B, C, S, și T, B, D, C. Mână pe R, mână pe R, îi dreptunghi. Figura asta, deci este dreptunghi.
anos. E a senhora está com a bunda de pé, bem tempo aqui. Que é para o grande altar imediato. Que este é para o grande altar, não? Mână bună oară, pare cu cine? Mână e paralelă cu păr. Cum deodată, vezi? Da, pentru că în triunghiul de prim, ce prim, B. De prim, ce prim? B prim. B prim. Râpul e paralelă cu de prim, B prim. Ah, asta e. Că râpul paralelă mai întâi cu... De prim, B prim și jumătate în aceasta. Sigur că da. Și la fel mână e paralelă cu DB. Mână cu de pe, corect. Și avem de de prim, B prim, e paralelogram. Deci, rândul cu mână paralele cu râpă și sunt și congruente. Mână și cu râpă sunt paralele cu a treia, paralele între ele și congruente, figura mână pără este sigur, sigur paralelogram. Și paralelogramul cu mâini drept este dreptunghi. Eu zic că aici mergem pe diagonale, să arătăm că diagonalele sunt congruente. În pătrat? În dreptunghi. În dreptunghiul ăla, dacă arătăm că diagonalele sunt congruente, figura devine paralelogram. Ai dreptate. În dreptunghi, da. Că într-un paralelogram ele nu se congruente. Pentru că, nu știu, am văzut orice, dar n-am cum să demonstrăm că mâini sau orice punct de acolo e din 90. Nu merge. N-ai văzut unul. Nu ai văzut asta. Am înțeles. Am încercat și cu diagonalele. Am vrut-o pe doar. Ai văzut nici cu diagonalele? Ba da, ăsta e sigur. Că trebuie să arătăm că diagonala asta e... Rn ar fi egal cu M. În ce triunghi? Am o întrebare. Zi-mi-o. NCB împreună cu NCB și cu PC prim fac tot un UC, nu? Deci, nu te-am urmărit. Eram în altă parte. Deci, spune-i în unghiul. NCB. NC. NCB. Adică ăla e acolo mic, așa? Mai duce, mai faci... Mai cât, bă, așa... Dar nu duce, dar dacă am avea trei unghiuri acolo, toate fac un dice? Păi, dacă ești în planul ăsta... Deci dacă le mâni pe mâncă, sigur ești în planul la PCD. Dacă le mâni pe mâncă, sigur ești în planul la PCD. Deci dacă unești două puncte din plan, te plasezi în plan și atunci unghiurile cele sunt în același plan și... Sigur, cum le vezi, fac o sută. Fac împreună unghiul ce? Triunghiul A prim N R și cu M P C. A prim? N R. N A prim. N R. R. Unde este R? R. Ui. Da, să vezi, A prim e R. Și cu M P C. Să le luăm discuție. A prim. N, R. Mai facem nimic acolo? Știi ce? Miruna, că zice A prim N, ești în culatra aici, da? N, R și A prim R este triunghiul ăsta. Dar ce poți să spui despre triunghiul ăsta? Ce ala pe tu vrei să arăți că N, R, no. Da, e cum vrei cu mâncă. Și te duci să-ți triunghiul A prim N. N. Și mâncă. Hai să vedem. Au pe A prim N. Congruent cu... Și cu A prim R sunt de aceeași măsură? Da. Deci triunghiul ăsta, A prim N R, care vorbești tu, este un triunghi isoscel, da? Bun. Și acum cauți un alt triunghi în care se intre M, P. P. M, P, C. M, P, C. C. M, P, C.
Dar, și să fie concret cu trebuie care l-a luat înainte, da? Da. Cu A prim N, A prim N, și de aici te duci la PC, da? PC, este cât A prim N, nu? E bine, corect? Da. A prim N este cât PC, pentru că ai latura asta și asta e jumătate, mă avem. Și mi-a zis M, P, C. Și M, P, C și C, M. C, M are aceeași calitate. Deci triunghiurile astea sunt triunghiuri isoscele, congruente chiar. Că putem arăta că sunt congruente, mă gândesc. Nu e și că sunt congruente, adică am văzut să răd despre asta. Isoscele am în două, Miruna. Și mai trebuie să am ceva în plus. Unde ăla dintre ele? R, A, prim, N. N, A, prim. R, A, prim, N. Unde dintre ele? Da. Trebuie să-l am. Și da. Aici... Și de aici, aici te-ai oprit. Nu au avut unghiuri. Nu au avut alte unghiuri dintre ele. Ce am avut triunghiuri isoscele, nu neapărat să fie unghiul la vârf. Poți fi unul din unghiuri la bază. Din ce motiv? Pentru că triunghiurile fiind isoscele și unghiuri la bază sunt congruente, da. Și dacă unul din aici și congruent cu unul din partea alaltă, triunghiurile da. Sunt congruente. Și povestea e limpede. Deci, hai să ne ducem la ce avem acolo? Dacă putem prinde unghiul dintre ele, da? De asta v-am întrebat dacă N a prind R împreună cu R a prind R. Miruna, oare nu cumva A prim N R? A prim N R îi dreptunghi când A prim? Păi asta vreau să... Asta vreau să vă demonstrez, să fac, de asta mă întrebam A aprim N plus N aprim R plus R aprim D prim fac unghiul A. Prim ăla. Da, hai să vedem aici. Insistăm pe chestia asta. Uite, D prim A prim e perpendicular pe A prim D prim și perpendicular și pe A prim A. Deci, practic, A prim D e perpendiculară pe planul A prim B prim D A. Deci A prim D prim da. E perpendicular pe planul A prim B prim D A. Adică perpendicular pe plan, adică perpendicular pe orice dreaptă din plan. Deci, așa trebuie să da, vezi. Da, înțeles. Da? Și e perpendicular aici, pe colțul ăsta, e perpendicular pe toate dreptele din plan. Și mai ales, și cu atât de vizibil, e vorba de o dreaptă care pleacă din punctul respectiv. Așa. Deci, insist. A prim de prim este perpendicular pe planul de aici. Da. A prim de prim va fi perpendiculară și pe A prim N. Da? Și pe A prim N. Întrebarea... 90 de ani, da. Da? Da. Deci, unghiul ăsta. Dar unghiul ăsta mai este probabil 90 de ani. Deci întrebarea este dacă și unghiul ăla e tot de 90 de grade. Dintre A prim R și A prim N. Da? Deci asta vreau să putem spune, dacă putem spune cu siguranță că așa este sau nu.
Deci, așa, așa este, nu? În ordine gradii. Da. Dar acum, dacă îl mișc pe ăsta așa, mai rămâne în ordine gradii, nu mai rămâne. Deci când sunt așa, da, sunt în ordine gradii, dar dacă îl mișc așa, nu, nu mai este în ordine gradii, da? Deci nu mai este în ordine gradii. Vă referiți acest de sub, da? Ăsta, deschizătura. A, deschizătura. Da? Deci, așa, așa e 90 de grade. Da. Dar dacă prind mișcă așa, deci el își, nu mai rămâne de unghiul din 90 de grade acolo, nu? Deci asta vreau să spun. Nu mai rămâne. Da. Și atunci, unghiul era prin, am voie să spun de tot din 90 de grade? Nu. Nu am niciun motiv, nu? Pentru că A prim, de prima, A prim era perpendiculară pe A prim. Exact. Acolo era tot ăla. Deci tot unghiul așa. Așa, așa, da. A, așa. Să vă întreb ceva. Deci, eu vreau să vedeți dacă D prim A prim R plus A prim N plus R A prim N, dacă fac tot unghiul A prim. Deci D prim A prim R plus unghiul R A prim N plus unghiul A prim N. N. Dar R A prim N este un alt unghi. Deci nu mai vezi în planul că tu mă întrebi pe urmă D prim A prim R R A prim N și tu mă întrebi A prim N. Și A? A prim N. A A prim N. Dar nu sunt în același plan. Deci D prim A prim R sunt în plan, e un unghi în planul de sus. R A prim N nu mai este în planul nici de sus, nici de jos. Da. Da? Deci nu ai cum să vezi. Da? Deci nu sunt unghiuri adiacente în același plan ca să le poți suma. Deci nu am cum. Hai să ne întoarcem la ce ne propunem. Deci noi trebuie să arătăm că figura asta este dreptunghi. Tu te-ai orienta și ai zis așa. Dacă vă arăta că de-a voastră sunt congruente, treaba e bună. N-am reușit cu triunghiul acelea, Miruna. Dar poate reușim cu un alt triunghi. Eu mă gândesc să mă duc la triunghiul R, D, N. R, D, N. O cuprinde pe R, N. O cuprinde pe R, N. Care mă interesează. În triunghiul R, D, N. R, și cu care? D, N. Da. Deci, vreau să văd despre triunghiul acesta. Ce pot afirma? R, D, N. R, D, N și M, B, care? Și M, B, G? M, M, B, P. La B trebuie să văd. Da, da, da. M, B, dintre. M, B, M, B, care ar fi convenabil? M, B, B? M, B, B. Și mă bă. Ar fi D cu B cu M și R cu D? Da. M, B, P, da? Da. M, B, M, P, B. Aș avea mă, asta. B, egală cu R, D. Da. Mă, B cu... Cu R, D, egală? Cu R, D. Sigur că sunt egal. Da. Da. D, R ar fi egal cu P, B. Nu? D, R cu da. P, B. Dar ei sunt egale toate între ele. Tot triunghiul de astea, cred eu. Păi dacă sunt egale, și diagonalele alea sunt egale. Deci tot triunghiul astea isoscele. Că D, N este cât D, R. N-am zis D, a, ai zis? Păi am zis D, N, R, nu? A, D, N, R, nu? Da? Și al doilea?
Am zis mai devreme că M, B, P. Da, ei sunt isoscele, da. Sunt triunghiuri isoscele. Isoscele, bun. Sunt triunghiuri, cum am spus, isoscele, cu laturile egale, M, B, cu nu știu ce, dar îmi trebuie neapărat să am o unghie, nu? La triunghiul ăsta. Deci am zis M, B, P. Da. Fie unghiurile la bază, fie unghiul dintre ele. Folosim diagonalele pătratului. Că ele sunt perpendiculare. Sigur că da. Așa, dar și de latul. Că și ele perpendiculare pe ale. Așa. Pe mine perpendiculare, domnul profesor, dacă AD e pe D, A, pe AB, nu și mână pe... AD pe? AB. AB. Dori pătrat. Așa. Nu și mână care e în mijlocie. Până. De ce? Păi aia e linii mijlocii, linii mijlocii, în trunchiul ăla, în A, D, A, B, mână, și minunea asta la D, B, B, e și ea la rândul ei, tot jumătate din ea. E inclusă și asta. Și... și pe tăticul ăla. Nu, nu-i. Deci am dus mijloc, mijloc. Sunt mijloci toate. Da. Dacă colacurile sunt perpendiculare, nu mă și mijloci. Nu, nu. Nu? Întrebarea este, cum tai planul acesta, mână, pâră, pe planul de prim, de prim, N, P. Deci, când duc planul R, P, N, M, taie, se intersectează cu de prim, de prim, de D, unde se intersectează, întrebarea este și care e dreapta dintre secțiile două plane? Mână e perpendiculară pe NB. Mână pe? NB. Pe NB. Păi mână pe NB, nu cred, Mirona. Pentru că eu am pătratul așa. Da? Mm-hmm. Și diagonale sunt așa, da? Și eu am dus mână care e din mijlocii și nu poate să fie perpendicular pe apă. Nu? Dar și 45 de grade, cum vine acolo. Deci nu poate. Să luăm pe mână să fie perpendicular pe un plan care să-l cuvinte pe NP, NP, S, NP, C, orice plan. Deci pe mână să fie perpendicular. Pe un plan care să-l cuprinde pe NP. Să arătăm că din planul la cel două laturi sunt perpendiculare pe mână și atunci mână ar fi primară pe NP. Da. Ia să văd... Sau de sororul, pasă la mine. Da, mână pe NP.
știi ce, Miruna? Hai să încercăm așa, linia mijloc, punctul mijloc de aici și cu mijlocul ăsta de aici. Dacă nu reușim să arătăm perpendicularitatea aici la un drept, poate așa unindu-le mijloacele acestea să arătăm că se întâmplă perpendicularitatea aici. Adică ar fi așa. Eu dau dreptunghi. Și nu reușim să arătăm unghiul ăsta fi drept. Dar dacă am unghi în mijloacele astea și am arătat că asta e adică perpendicular, e treaba rezolvată. Cum arătăm asta? Acum încercăm să vedem cum prindem chestia asta. Așa. Uite, dacă aș duce diagonala, diagonala lui în A prim, B prim, C prim, D prim, încărcat-o destul de mult. Deci dacă duc diagonala feței de sus. Care e de sus? Cea de sus, da? De prim, primidusă. Deci dacă duc și pe asta la altă, ele diagonale sunt perpendiculare, se înjumătățesc și trece prin mijlocul și al lui. Trece și prin mijlocul lui R, P. Că R-P, ce este aici, Miruna? R-P, fiind mijlocii, linii mijlocii în D prim, C prim, B prim. Diagonala asta, care e paralelă R-P cu D prim, B prim. Da. Și atunci, A prim, C prim, pică perpendicular. Aici. Da? Deci A prim, A prim, A prim, B, vă, să notăm cu T aici, nu? Nu, cu T, T avem, așa. L. A prim, L, este perpendicular de R-P. Da, R-P. Așa. Planul acesta, dacă duc și pe partea asta, planul la diagonal, diagonala asta, de jos, tot așa în punctul E, pică perpendicular acolo, nu? Deci, asta tot e la mijlocul mână, tot da? La mijlocul mână. Și apoi unim la mijlocul la mijloc și jumătate prin perpendicular, perpendicular în paralelogramul. Așa. Deci, în momentul ăsta, planul A prim, A, C, C prim. Da. Ăsta diagonal. Taie planul R, P, N, M, adică dreptunghiul. Cu L, X. După L, L X. L-E la apropiată. L-E. După L-E. E F mai bine, pune asta să fie mai... E și F. Lungă de aici, nu? Da. E. E. F. F. Bun. Deci taie după E, F. E. Cum este... Cum este... R, P... Pe... A prim, C prim, C, A. R, P. R, P este perpendicular. Pe A prim. Deci, pe A prim, C prim, C, A. Da. R, P e perpendicular pe planul ăsta. De ce? Păi, R, P, odată este perpendicular, Miruna, n-am spus mai înainte, că A prim, C prim e perpendicular pe R, P. Da. Și atunci R-P, privit invers, este perpendicular. Pe deci, A prim, ce prim? Pe A prim, ce prim? Iar A prim, ce prim, fiind de planul ăsta de aici. Păi le trebuie două. Păi mai este perpendicular și pe cine? Tot R,
HB e perpendicular și pe A. Uite, rapid merge. RB da. E paralelul de prim, B prim. Da. Deci, cum D prim, B prim, e perpendicular pe A prim, C prim. Da. Deci, RB e perpendicular pe A... Tot pe A prim, C prim. Pe A prim, C prim, da? Da. Și... și C prim, Miruna, da. E perpendicular pe planul A prim, B prim, C prim, D prim. Da. De ce prim perpendicular pe planul A prim, B prim, C prim, D prim. Iar RB este o dreaptă din planul ăsta. RB. Adică ce prim perpendicular și pe RB. Deci ce prim perpendicular și pe RB. Sau RB perpendicular pe ce prim. Și cum am? RB pe A prim, C prim. Pe A prim, C prim și pe ce prim. Deci RB perpendicular pe planul A prim, C prim, C A. Da? Râmpâi perpendicular pe A prim, C prim. Iar L e este o dreaptă din planul A prim A. L e. L e F. E F. Este o dreaptă din planul A prim A C C prim. Hai să luăm încă o dată. Bă, da, hai, urmărește. Facem planul și să vedem, poate există vreo motivă în raționament. Urmăște. Zic așa. El pe Miruna da. Este perpendicular pe A prim C prim. Da. Știi de ce? Nu? Că-i paralel de prime. C prim e perpendicular pe planul A prim, B prim, C prim, D prim. Pentru că D prim e perpendicular pe AB, nu? Sau ce? Nu, nu. Pe C prim fiind o unghie, da. E perpendicular pe, nu, n-am zis, la cup, la prismă, la dreaptă, unghiile sunt perpendiculare pe planul bazei. Baza de jos sau baza de sus. Deci ce cer prim, da. E perpendicular pe A, B, C, D. Pe A, B, C, D, A, de jos. De jos. Da, da. Și perpendicular și pe A prim, B prim, C prim, D prim. Și pe A, dacă e perpendicular pe planul ăsta, acum te parle cu ăsta, e perpendicular și pe ăsta. Sigur că da, da. Deci ce ce prim, dacă e perpendicular pe A prim, B prim, C prim, D prim, da. Înseamnă că e perpendicular pe toate dreptele din planul A prim, B prim, C prim, D prim. Adică și pe IEP. Da. Deci e perpendicular și pe IEP. Da. Adică mai ar fi spus că IEP este perpendicular pe ce ce prim. Da. IEP fiind perpendicular pe A prim, C prim. Da. A prim, C prim. A prim, C prim. Da. Ca diagonală, nu? Da. RP este pe planul A prim, C prim, C A, nu? Deci RP este perpendicular pe planul A prim, C prim, C A. Fiind perpendicular pe plan, RP e perpendicular pe orice dreaptă din plan. Adică și pe fâie. Și pe fâie. Și dacă RP e perpendicular pe fâie, deci unghi din ordinate, ăsta e, fiind linia mijlocie, așa. A dreptunghiului? Da. Perpendicular. Și unghiul ăsta din P este, sau din R, sau de unde vreți, este... Tot din ordine. Tot din ordine, da. Adică, dacă mi-am arătat, e panograf, am arătat asta. Da. Și acum eu arăt că da, linia asta pică perpendicular aici, mijlocie asta, da. Așa. Și linia mijlocie, și paralelismul arată, și atunci... Hai să scrie. Da. Da, e bună, e bună. Mai vedem o dată ca să nu arăt. Da? Înțeles. Bun. Dar mai nu de ok. Deci, cum am să zic? Mai să zicem că A, C prin preparare pe D prin B. Așa. Deci, pe jumătate de ori să mă am să sun din nou la sun. Deci, am zis așa. A prim, C prim. Nu spunem cât despre paragraf. Ca să redactăm complet. Deci, zicem așa. Figura mai întâi este paragraf. Să punctăm asta.
mână, da? Demonstrație. Am îi cât mă dă, hai să zic pe aici așa, am egal mă dă. Ană cât mă bă. Ană cât. Da, ană cât mă bă. Rezultă că mână e paralelă. Păi nu ană cât mă bă, că așa vă există prima. Și atunci, mână este ce? Mână este ce? Corect. Deci mână este linie mijlocie. Asta de la casă, mă mai trebuie să arătăm câte paralelogram. Deci plecăm de la informația primară, de la motorul de început. A, cât ne bă, rezultă de aici că mână, linie, mijlocie. Și atunci, mână, este paralelă și congruentă și egală, să zic, mână, paralelă și egală cu DB. Bine? Da. DB. Un primul lucru, pe de altă parte. R e la mijloc, adică de prim R. Avem de prim. Paralelă și egală cu DB, nu, că e egală cu jumătate din DB. Ai dreptate. Mână paralelă cu DB. Și adaug de dedesubt cu DB și că mână egal cu DB pe doi. Bine că eu arăt asta cu DB pe doi. Pe de altă parte, avem că D prim R egal cu R C prim, că B prim P B prim P P, C, P. Și rezultă că linie mijlocie. Rezultă că P, R, linie mijlocie. Și rezultă din chestia asta. Că P, R, paralel cu D, prim, pe prim. P, R, paralelă cu D. Cu D, prim, pe prim. D, prim, pe prim. Și că P, R, jumătate. Egal cu D prim B, păi este doi, da? Din ăsta patru chestiuni, deci paralel. Și mai adăugăm că D, B, e paralel cu D prim B prim, nu? Da, mai adăugăm că D prim B, B prim e paralelogram. Ca să zicem de ce sunt paralel la două. D prim B, B prim e chiar... Chiar dreptunghi. Da? Da. Dreptunghi, zicem. Deci mai adăugăm că D prim, dreptunghi. Adică ascunde ce? Că D, B e cât, e paralel plus concret cu D prim, D prim. Din asta reiese că mână, pă, r, paralelogram, nu? Fiindcă avem două laturi opuse, paralele și congruente, figura e paralelogram. Și acum începem. P, R, e paralelă cu D prim, B prim. P, R, paralel cu D prim B prim. A prim C. A prim C. Perpendiculară pe D prim B prim. Rezultă că A prim C perpendiculară pe R. Rezultă că perpendiculară pe A prim C prim. Sau A prim C prim perpendiculară pe R. Da? A prim C prim perpendiculară pe F, R. Cum C prim e perpendiculară pe planul A prim, B prim, C prim, D prim. Deci, ca adăugând, da? Cum C prim e perpendicular
pe A prim, B prim, C prim, D prim. Deci ce prim, pe A prim, 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 C prim, D prim. Deci cum C, C prim, pe A prim, B prim, C prim, iar P inclus în A prim, B prim, C prim, D prim. P, R inclus în A prim, B prim, C prim, D prim. Rezultă că ce ce prim perpendicular pe pr. Ce ce prim perpendicular pe pr. Și mai avem că pr e perpendicular și pe a prim ce prim. Pr e perpendicular și pe a prim ce prim. Din astea două rezultă că pr. 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 A prim. Așa, A prim, C prim, C, A. Iar... Zicem, luăm F, fie F în mijlocul rotundei. Corect. F, F, R. Mijlocul rotundei. F, mijloc, hai să scriem un cuvânt, da? Mijlocul lui. P, R. Eu știu că nu P, R, ce am vrea cu... Așa, adică... Dacă am spus că e mijloc, e pe R, e la mijloc, da? Da, și fie F, E, F. Mijlocul. Mijlocul lui... O mână. Mână. Din astea două. Rezultă că E, F, E, F... Aparține planului A prim, ce prim, impusă. Așa spune, impusă, da. Cum aparține. Dacă eu sunt. Mulțime impusă. E F impusă în planul? A prim, ce prim, ce A. A prim, ce prim, ce A. A prim, ce prim, ce A. Și cum avem că pârâi serpenzat pe pârâi perpendicular pe A prim, ce prim, ce A. Adaug de sub. Pârâi perpendicular pe A prim, ce prim, ce A. Rezultă de aici că pârâi e perpendicular pe IF. P, R, perpendicular pe E, F. Iar E, F, E, F, este paralelă cu N, P, P, R, da? Cu N, P. Din ăsta două rezultă că P, R, e, P, R este perpendiculară pe N, P. Și cum deci unghiul de acolo e de 90 de grade, din P, N, P, R egal 90 de grade. Deci măsura lui N, P, R egal 90 de grade. Panoramul cu un unghi de 90 de grade este dreptul. Și termină problema. Ce vreau să spun aici? Cred că și soluția ta. Cred că și soluția ta merge. Dar am văzut-o mai acolo. Triunghiurile acelea care le-am surprins, în care se intre R-N și M până se intre în discuții, trebuie tu vede că sunt congruente triunghiurile alea. Dar dacă avem de valoare că avem AB egal cu A, să ne legăm de asta? AB egal cu A, poate mai târziu. Deocamdată n-am văzut aici. Poate metric. La asta te gândești, nu? Da. Da, da, da. Adică metric ce înseamnă? Să vedem că este... Să o calculăm de și poate așa mi-l de arăt. Și mă rând în finale S-A. S-A radical din 2. Nu, N, B am zis. Nu, M, B. M, B și R. Bine, am vorbit din da. Așa. Ca să termin ideea, probabil că merge și chestia asta. Prin metri de astfel măsură. Da, toate cu A radical din 2 mai de chestii. Ai și de cap și da, A radical din 5 pe 4, A radical din 2. Da. Înseamnă că ceva nu duce. Dar ce am vrut să învățăm de aici? Când ceva nu merge pe culoarul ăla, deci știi că e în adevăr care trebuie să întâmple într-un dreptunghi lucrurile astea au loc, abandonezi ideea aceea și încerci altceva. Ideea că unghiul să fie de 90 de grade rămâne una din variante, dar nu poți arăta, n-am reușit să arătăm că nu fui, pentru că pe R, P. Atunci o paralelă la ea, dacă ar fi perpendicular în P. Și paralela asta, din mijloace, rezolvă problema. Nu?
în IEF, apariția lui IEF, în planul A prim C, prim C, A, e gata problema, pentru că reușim să arătăm că pur e perpendiculară pe acest plan. Deci perpendiculară orice dreaptă din planul respectiv. În concluzie, pur n-am reușit pe MR sau pe NV, dar reușim pe altceva, pe paralel la ea. Este asta una din tehnicile care, mă rog, se aplică. Deseori când te afli într-un cod de umbră, n-ai șansa să vezi acolo problema. Și după ce, când ești relaxat, mai le vii asupra problemele acestea, nu o părăsești. Că s-ar putea să găsești soluția și pe varianta care are totul. Da. Da? Se insistă până când găsim. Pentru că cu cât găsești mai multe variante, cu atât e mai bine pentru tine, pentru că pe figura aceea găsești, ai un orizont mai larg de exprimare, mai... Așa. Și spuneam, Miruna, una din idei este asta, abandonez. Te mulți, ești mulți centru de atenție, nu stai așa lipit de probleme. Faci o altă figură dacă ai încărcat o plecare, judiciară. Spun asta mai ales nu la teză, că la teză trebuie să le faci pe toate, dar la teză nu îți dau de dificultatea asta, trebuie profesorul să aibă grijă că închei discuția cu elevii, deci să fie mai la îndemână. Și spuneam, cu planul ăsta de prim pe prim de A, taie undeva la mijloc, așa simt eu. Pe la mijlocul lui e de prim, da, de așa de, și e, așa, prim. Așa și e. Așa este. Așa e. Dar așa e cu liniuța, să știți, că îmi dai și eu seama cu linia, măcar, da. Bravo. Așa e. Sigur că da. Deci așa ar veni undeva. Mijlocul ăsta cu mijlocul celălalt se întâlnesc și undeva la acolo. Dar acestea, repet, sunt lucruri care surprindem așa în lucru. Mai departe, trebuie să arătăm că PS perpendiculară pe ABCD. Ai perpendiculară pe ABCD. Pe ABCD, da. Să unde mai știu. Da, nu, Iisus, Iisus. Așa, plus... Pe ABCD, nu? Păi este, dar e simplu. A, B, C, D, da, e la îndemnă. Păi, dar trebuie primul nu-i perpendiculară. Pe PS, perpendiculară pe ABCD. La ABCD? BB primul, nu? Și când sunt mijloace. BB prim. Perpendiculară pe ABCD. Și CC prim. E perpendiculară. Sunt perpendiculare în planul ABCD. Da. Și PSC. PS este o linie în mijlocie, cum ar veni. Adică nu este în mijloace. Este în acea... Planul B prim, B, C, C prim. Pe planul ABCD, e perpendiculară. Și atunci și pus perpendiculară. Da. Da. Deci asta a fost simpluță, că pe S e perpendiculară pe ABCD. Da. Să le dată. Da. Deci zice cum? Perpendiculară pe planul ABCD. Deci A, B, C, D, planul ABCD. Perpendiculară pe planul A prim, B prim. Nu, B, B, B prim, C, C prim. Așa, pe ABCD, pe B, C, B, B prim, C prim, C, da? Da. B, B, B prim, C prim, C. Iar S la mijloc. S mijlocul lui B, C? S mijlocul lui B, C. F mijlocul lui B prim, C prim. F, P, B, B mijlocul. B prim, C prim. B prim, C prim. P, S inclusă. P, S, da, inclusă. La B, 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 B prim, C prim, C. C prim, C. B, B prim, C prim, C. Și rezultul e? Pusii perpendicula pe A, B, C. Dacă vrei așa, e dacă a fost. A, B. C, D. C, D. Și acum distanța de la P, S, M. P, S și M, da. P, S și M, unde mai ești? A, P, S, M. La planul PSM. Da. La planul râdămă. Râdămă. Râdămă.
T, M. R, T, M. Nu? Nu am dat figură, nu. S-au încărcat foarte mult. S-au încărcat, nu mai vedea nimic. Eu zic să șterg... Să-i lăsați mai bun. Așa, așa. Și-o vedea face. Și poate fac și cum, nu? Să faceți cum, ca să fie tot la ce. Ia să vedem. Așa. Așa, găsim și... Acum, nu mai vedea nimic. De la planul P, S, N. P, S, N. N. Așa. P, S, N. P, S, N. La R, T, M. La R, T, R, un e iar mijlocul pătratului de deprimit. R, T, deci paralela cu diagonala de aici. Da. Dar nu știu că sunt ca și cu două știi chestii și... Și pus cu râd în paralel în profesor? Cu toate perpendiculare? Râd, uite, așa să facem, ca să vedem încă o dată ce se întâmplă. Noi știm că T se e perpendicular pe MT. T? S se e perpendicular pe MT. Pe MT? Nu știu, nu știu. T, S, pe M, T. Să vedem de unde și tu asta. Poate are de toate. Minus S e din 90, nu? Tu ai dreptate pentru că T, S e paralel cu asta. Da? Cu diagonala de B. T, S. Da. Da. Și A, A, C, pe D, B, S, pe B, clare. Da. Da. Și paralele lor, uite asta, da. M, T, care e paralel cu A, C, și T, S, e paralel cu D, B, fac aici să fie în ordinate. Da. M, T, N, S, e în dreptunghi. M, T, N, S, e în dreptunghi, sigur. Da, deci T, S, perpendicular pe N, S și T, S, perpendicular pe M, T. Deci T, S, e perpendicular pe... M, T și pe N, S. Pe M, T, și pe N, S. Pe N, N, S. Așa. T, S e perpendicular și pe R, T, și pe P, S. Deci, acum tu arăți că T, S ăsta e perpendicular pe planul P, T, M și pe planul P, S, N. Adică T, S, oaia este... Distanța. Înălțimea? Înălțimea. Distanța între cele două plane. Păi, distanța nu e înălțimea. Ei, propriu spun înălțimea. Înălțimea din la un vârf la... Deci, tu aș trebui să demonstrăm că M, T, N, S și cu R, T, P, S sunt dreptunghiuri. Da, deci sunt... Sunt dreptunghiuri. Dacă demonstrăm că M, T, N, S și T, R, P, S sunt dreptunghiuri, atunci ăla e. Păi, sunt dreptunghiuri. Am spus de ce în jos. De ce sunt dreptunghiuri aici, așa. Și sus că R, P, S, T, e dreptunghi din motive foarte precise. În aceeași motive. Da? În aceeași motive, dacă vrei. Dar au clar. Asta, P, S, e paralel cu B, B'. Și hai să vedem totuși cât e T, S-ul.
cu tăsu, e jumătate din dăbă. Acum, pe tăsu trebuie să o afli. E jumătate din dăbă. Din dăbă, sigur. Și dăbă e a radicat din 2, deci tăsu e a radicat din 2. Pentru asta o dată, au. Ca să afli cât e distanța. Haideți. Ca mărime. Ca și rezolvare. Au acolo 90 grade de la meu. Acolo, în termenul. Da. S-ar putea să fie o altă soluție. Exact. Dar o să vă întreb pe ce redactați. Da? Deci o altă soluție ca să fie mai repede, pentru că da. Am cam mult acolo. Da. Deci, cum spunem, TS trebuie să abordăm pe perpendicular pe MD și pe RD. Și atunci TS e perpendicular pe planul MD-R. Vreau să arătăm că MTS și RTS plus sunt dreptunghiuri. Tot așa, același lucru. Da. Deci, hai să arătăm că TS e paralelă cu D, B. Așa? Da. Cu D, B. Să scrieți paralel. Așa, paralel cu D, B. Încep să o urmăresc. Da. TS paralel cu D, B. D, B e perpendicular pe AC. Corect. D, B e perpendicular pe AC. M, D e paralel cu AC. Da. M, D, paralel cu AC. Din asta rezultă că ST e perpendicular pe MT. Da? ST perpendicular pe MT. Dar RT e perpendicular pe planul ABCD. Deci RT perpendicular pe planul A, B, C, D. A, B, C, D. Iar TS inclus în A, B, C, D. Da. TS inclus în A, B, C, D. Rezultă că RT e perpendicular pe orice dreaptă din plan, deci RT e perpendicular și pe TS. Și avem ST perpendicular pe RT, ST perpendicular pe MT, din astea două, reiese că, deci descriu un alt fapt, ST perpendicular pe MT. Tot ST. ST perpendicular pe IRT. Rezultă din cele două că ST perpendicular pe planul MRT. MRT. ST pe MRT. Da. Analog, ST va fi perpendicular și pe MSP. Totuși, hai să scriem. Hai să vedem. Mergem așa. TS e perpendicular pe MS. Știm de ce? Că am discutat mai înainte. A fost ST perpendicular pe MT. TS e perpendicular pe MS. E paralel, da? Pentru că hai să am arătat. Hai să scriu asta. S, T, e perpendicular pe M, T. E scris asta, da? Da. M, T. M, S, e paralel cu M, T. Da. M, S, e paralel cu M, T. Din cele două rezultă că S, T, e perpendicular pe M, S. S, T, e perpendicular pe M, T. S, T, pe M, pe M, S. Pe M, S. Pe M, S. Pe de altă parte, P, S, e perpendicular pe planul ABCD. P, S, e
interpretat pe APCD. Plus interpretat pe planul ABCD. Plus I pe paralelul de primul. Deci, plus I pe paralelul. Nu e S inclus în ABCD. Nu e S inclus în ABCD. Din asta rezultă că PS e perpendicular pe NS. PS e perpendicular pe NS. PS e perpendicular pe NS. TS am arătat că e perpendicular pe NS. Tot TS este perpendicular pe și pe SP. TS e perpendicular pe... Eu trebuia să spun că TS e inclus în planul ABCD. TS e minunat. TS e inclus în ABCD. Și atunci TS e perpendicular pe NS. TS pe NS. Și am așa. Că TS e perpendicular se scrie la suprafața. TS e perpendicular pe NS. TS e perpendicular și pe NS. Pe NS la și sus al aceeași chestie. TS pe NS. Și TS pe PS. TS pe PS. Și TS pe PS. Și atunci rezultă de aici că TS e perpendicular pe planul NSP. NSP. Și dacă TS pe NSP și TS e perpendicular de rezult, TS e perpendicular și pe planul MRT, MRT, înseamnă din cele două că TS reprezintă distanța dintre cele două planuri. Deci TS este egal cu distanța dintre planul NSP și planul MRT. Care TS e egal cu, ai spus mai devreme, A radical din 2 pe 2, parcă. Da. A radical din 2 pe 2. Cu asta am rezolvat problema. Sper că am dat drumul la cameră. Da, merge. Merge. Îți dai seama de acolo. Bun. Mai întâi, aș vrea să-i sedem un lucru. Am intuit că trebuie să fie distanța neuronală. Da. Și când ai intuit-o și ai simțit că problema acolo este, ți-ai propus să arăți că trebuie să-i pe primul și pe planul M, T, R, și pe planul NSP. Eu cred că cele două plane, NSP și MTR, sunt paralele cu planul A prim A, C prim C. A prim A, C, C prim. C, C, C. Pentru că NS e paralel cu AC. Da. M, T, pare în pace. Deci cele două plane, M, N, S, și cu, nu, pardon, N, S, P, și cu M, R, T, cele două plane sunt paralele. Cu planul A, prim, ce prim, A, asta e important. Și dacă arătăm că planele acestea sunt paralele, și paralelism este ușor de observat, că, nu? Da. Să-i paralel cu atunci, prin cealaltă. Mm-hmm. Ei, și chiar se intersectează cu planul de bază, la mijloc, că asta e ce diagonală, prin ce prin diagonală. Da, sau, dacă vrei, sunt la egală distanță cele două plane. Căutai și pe TS în două. Nu? Parcă ar fi planul care e median al distanței respective. Da, asta a fost discuția. Deci le-ai intuit și tu te-ai străduit să arăți că este distanța, adică îți simte pe planul respectiv, pe fiecare din plan.
Dar cum tăsi, Miruna, cum tăsi perpendicular pe AC, pe planul, tăsi perpendicular pe planul A prima, A prima, C ce prim. Deci trebuie să fim perpendicular pe planul A prima, C ce prim. Iar planele, poate noi, de noi în discuție, sunt paralele cu acesta. Deci tăsâi perpendicular, e distanța dintre cele două plane, în final, da? Asta merge și așa la raționament. Eu prim aici că da. Am văzut și oricum la geometrie, la geometrie este o, să spunem, din păcate face geometrie la sfârșitul perioadei, când oboseaua se instalează și clar că nu mai sunt în forma aceea care ar trebui să fie la început. Da. Eu mă gândeam cum poate fi, apropo de la prima, când eram timp ce mai mult un profesor, cum putea să fie mp, știți? Eu nu așa propus ca să arate că mp egală cu rn. Mp cu rn, da. Da. Ei, cum putea să fie mp a egal din 2 și rn tot la fel?